Un comunicat de presă al municipalității anunța zilele trecute Giurgiu Veni că s-a dat startul curățeniei de primăvară, iar în atenția lucrătorilor de la spații verzi se află parcurile și spațiile verzi din oraș. În parcul elevilor din cartierul Policlinică, afară-i vopsit gardul și înăuntru leopardul. La prima vedere, totul pare frumos, numai că prin anumite zone ale parcului nu se poate respira. Suntem în parcul elevilor, este primăvară și în mod normal ar fi trebuit să ne bucurăm de soare și de mirosul copacilor înfloriți. Numai că aici mirosul este pestilențial. În dreapta mea zace o pisică moartă, în timp ce puțin mai departe un câine degajă un miros insuportabil. Este mort de mai bine de o săptămână și niciun lucrător de la spații verzi sau de la salubritate nu a intervenit pentru a face ceva. Leșurile acestor animale zac în parcul elevilor de mai bine de o săptămână. Inițial au fost pe trotuar, dar cineva grijuliu a avut grijă să ascundă mizeria, așa că le-a mutat pe spațiul verde. Nu au putut deplasa însă și mirosul, dar și aspectul dezolant al animalelor intrate în putrefacție. Degeaba un polițist local se află în permanență în parc. Acesta pare mai degrabă preocupat să-și păzească baraca decât să se ia de cei care încalcă legea. Probabil așa se explică de ce în parcul elevilor se consumă alcool, de ce cojile de semințe sunt aruncate pe jos și de ce coșurile de gunoi și gardul terenului de fotbal sunt distruse constant.